Mamă, dar să bea picioarele cu mine, zici că sunt în Indiana Jones. Andreea e cu Psych, mi-a furat Psych femeia. Nu faza că toate arată la fail. Bobi! Și aici? Vrei zic că da? Cred că s-ar gândi Robi să vină aici. Da, și e parcare, gen, nu? Băieți, voi știți cum arată youtuberii? Astăzi o să reșcăm Hide and Seek cu toți oamenii din Cosmopolis. Și cu Pain. Și cu Psych, aproape toți. Cosmopolisul e destul de mare. De asta am creat roata pe care urmează să o vedeți. Cei care se ascund au un mic dezavantaj, dacă îl putem numi așa, pentru că aici pe roata avem câteva locații pe unde se pot ascunde, câteva utilități, cum ar fi mașina. Eu o să folosesc trotineta să-i caut că nu sunt nebun. Pac, partener, să se ascundă doi. Piscină. Dai bărbate. Yeah. Oh, mă ascund cu un partener. Dostin? Da. Și ai copac. Vreau. Dai Psych. Hai, mă. Au, eu nu vreau la piscină, eu nu mă bag în apă, rog. Eu nu mă bag în apă. Cum nu? Bă, așa ți-a picat. În apă? Da. Bine, da. Parcare? Ba da, te bagi tu pe mașină. Ascuns cu piscină. Bă, dacă nu-ți găsi e piscină, tot e nașpa rău, crede. Putem face în schimb dacă îți pică altceva? Mașină. Nu, ce noroc are ăsta. Păi, dar stai așa, te ascunde mașină sau pleacă cu mașina? Mașina. De mine se pare, ambii plecăm împreună. Nu, și Miriana are partener. Miriana se ascunde cu mine. Doi blunzi. Wow, bară spart, oglinda spart. Ce faci, neseriosule, că se filmează. Hai, dă la roată. Scuze, făceam un TikTok. Parcare. Ce parcare? Probabil o să fiți băgat sub o mașină sau ceva. Sau într-un porbagaj de mașină. Ce? E bine, eu mă ascund în piscina. Bagă picioar. Închide-l. Bun, prieteni, hai să începem. Am stabilit fiecare unde se ascunde, dar eu nu știu unde mă pun încă. Pe slăbit. Pute acolo la copacul ăla. Ok, trebuie să stai 10 minute. Să ne vedem după ce câștig jocul. Da, era bine. Plec cu Sebi. Nu, de ce să pleci cu Sebi? Du-te la piscină cu Sai. Bă, uite cât de mică e, nu cred. Hai să facem o scurtă recapitulare. Eu voi căuta, Denis și Pain se ascund în parcare, Dino se ascunde după un copac, Zbâr și Miriana vor fi parteneri, Sebi se va ascunde cu mașina și Sai și Sidea se vor ascunde la piscină. Bine, noi gata, le-au cu lopata. Plecați! Gata, mă, și m-au lăsat singuri. Dar n-a plecat nimeni, plecăm noi. Aparent Pain a primit ca mine să ne ascundem într-o parcare. Da, și unde mergem? Nu știu, trebuie să găsim o parcare. Bun, băieți, deci am plecat repede să ne ascundem frumos. Băi, și știți că mai de mult am filmat eu un vlog cu Hide and Seek cu mașinile și l-a câștigat Zbâr. Acum o să mă duc în ascunzătoarea lui Zbâr de atunci, pentru că sigur n-o să mă găsească în viața lui, și dacă îi trimit poze de acolo, și dacă îi trimit filmare, și dacă îi trimit orice, n-o să mă găsească în viața lui Robi acolo. La ce piscină mergem aici? Nu prea vreau să mergem la prima. Da, mergem la prima? Uite, suntem la nivel cu Salcia. Doar eu, da. Ba nu, suntem... Uite, avem și prieteni în spate, dar de ce veniți toți după noi? Că noi să mergem la piscină, voi aveți parcare. Eu zic că o parcare subterană e cea mai bună idee. Oriunde putem, nu. Nu? Nu. Sau? Mamă, dar să bea picioarele cu mine, zici că sunt în Indiana Jones. Unde era sunt de Miriana? Asta eu să te întreb, că nu mă pricep. Tu, eu, o să câștigăm. Da. Wow. Gen, până unde putem? Îl vedem în mașină pe Lino, el trebuie să se ascunde după un copac, în concluzie este descalificat. Eu n-am chef să mă ascund după niciun copac, stau aici, fraților. Atentă, ori facem psihologie inversă și ne ascundem în piscina cea mai aproape, pentru că nu o să se gândească că mergem în cea mai aproape piscina. Wow, se gândească. Da, nu cred că e atât de ieșit. Până unde putem să mergem? Eu propun să mergem. Da, nu am nici amintire. Ba da, știu. Bun, gata. Păi nu știu cum să descriu. E o parcare, gen. Revenim de la locație. Mă, cât se ascund ei? Aș aprecia enorm de mult dacă v-ați abonat canalului, dacă ați apăsat butonul de like. Aolo, Daniel, nu. Plus că acum am început un concurs cu Psych. Nu te rog. Plus că acum am început un concurs cu Psych. Cine ajunge primul la 50.000 de followeri pe Instagram, zică ceva, nu știu ce, o să vedem mai încolo. Ca să nu spuneți că am trișat, v-am lăsat aici niște cadre în care mă uitam la Daniel cum tăia frunzele. Am observat că încă dau toate frunzele în cap. Am încercat să-l ajut, a zis că n-are nevoie de ajutor, așa că i-am luat toate frunzele de pe jos și mi-am făcut aici un culcuș. Play inside. Eu zic că cel mai bine ar fi să urcăm un bloc. Hai să alegem un bloc. Dacă ne copiază. Și ce dacă ne copiază? Că n-au cum să se ascundă pe tine același loc, până că ar fi și culmea. Și da. Și da, până una alta sunt singur. Andreea e cu Psych, mi-a furat Psych femeia. Da, nu prea mă mai văd, dar e ok. Nu contează, oricum o să câștigăm. O să câștigăm, băieți, vă promit eu, vă garantez eu că câștigăm. Nu-i faza că toate arată la fail. Păi tocmai, dacă îi dăm poză pe WhatsApp. Blocuri. Dacă îi dăm poză pe WhatsApp, nu se știe care e blocul. Exact. Știm bine? Te avem și liftan. Eu propun să ne ascundem undeva, gen, într-o coșcorobetă din asta, din care iei chipsuri. Nu știu care e aia. Asta e mergem... Păi da, dacă sărim peste. Nu sărim peste, pentru tine. Cum înțeleg? Da, chiar, what the fuck, de ce e așa frumos liftul ăsta? Nu. Ce-i asta? Păi ne-i, norocul ăla, dacă ghicesc.
descurci? Vă zic că da. Gata, băi, au trecut 10 minute, cât să mai și stau. Merg direct să-i caut. Nu mai știu cine e, cui, ce i-a picat. Dar sper să-i găsesc repede. Știu că cineva are piscină. Stai și să-i dea o piscină. Până la urmă n-am putut să spargem acel lacăt. Cred că o să încercăm să intrăm partea altă să vedem. Fii atentă ca să nu ne vadă când ieșim. Mergem prin subsol, prin parcarea subterană, pe celălalt bloc. Wow. Ca să nu ne vadă pe afară. Te pricepi. Mai azi la hide and seek. Sebi nu mai știu ce avea. Zbâr are parteneri, deci dacă îl găsesc pe zbâr, o am și pe Miriana. Se duce în subsol. Chiar credeam că e ceva interesant. Știu că Pain Park avea parcare și încă cineva avea parcare, dar nu mai știu cine. Pe aici? Aici ajungi la parcare? Da. Mamă, ce pute. A, nu, aici cred că ajunge în subsol. O, ce ăsta e subsolul. Păi, în loc, niciodată în viața lui nu ne găsește aici. Așa că am să încerc să fiu atent printre fiecare mașină și pe sub fiecare mașină. Nu știu dacă încape pe ei neapărat că e animal mare, e îngust, e mic. Da, mă uit după el. Se frică? Ah, nu se vede nimic încolo. Și să rămâne și fără lumină, fără așa. Trebuie să ieșim afară, apare n-am nimerit. De fapt, ea pe aici? No. Bă, da, te rămâi acolo, loc, eu nu te găsește. Hai să eu prin curentul. Nu, glumesc. Când am auzit pe Robi, eu zic să facem puțin. Pain! Nu e aici. Băieți, voi știți cum arată youtuberii ăștia de stau aici în cartier? Da, da, știu. Cu el vorbea oare? M-a ajutat să-i găsesc? Da. Fiți atenți, mergeți cu bicicleta și căutați și pe ei. Să mă ajutați. Cum e dracu, să mă ajut? N-am nicio idee. Oricum partea proastă e și că mergem pe perpedes așa. Că dacă era pe fugeam, nu mai găsea nimeni. Sincer, eu simt că am nevoie la baie în momentul de față. Asta cred că e dezavantajul meu acum. Am fost la piscină, cred că s-a ascuns. Bine, acum mi-a venit o idee. Dacă nu trebuia să mă ascund cu tine, era bombă. O băgam la mine în pivniță. Hai, baftă băieți. Bă, nu se putea să nu tricesc. Gata, mă, mi-am făcut armată, n-aveam cum. Băieți, uitați pe unde mergem. Și nu suntem atât de bogați să avem parcare subterană. Cred că avem voie aici, noi trebuie să ne ascundem la piscină. Cosmopolis e foarte mare, băieți. Ăștia fac pariu că s-au ascuns prin tot felul de locuri. Și m-am tot uitat pe aici prin parcare, dar sper că nu am sărit, pentru că am vorbit cu băieții ăștia mult pe drum. Unde, mă? Da. Bun, prieten, eu și Pain am gândit să mergem la mall, pentru că parcarea de la mall, cred că s-ar gândi Robi să vină aici. Da, și e parcare, gen, nu? Și pe lângă asta, știți cum e, cel mai greu să găsesc oamenii care stau fix în fața ochilor tăi. Exact, tocmai de-aia o să stăm efectiv în păzul lumii, cum ar veni. Sper să nu mă văd pe mine, că am o șapcă albă, dar e ok. Mai întâi eu primi să-mi iau o înghețată sau ceva. La cum îl știu eu pe Sebi, abil într-un gunoi, dar... Ok, nu s-a ascuns aici. A, uite-o pe demonii, what the fuck, am dat demonii. Ce faci? Eu mă ascund. Acum o să tag aici pe dreapta, că mă ascund de Robi. Aici te ascund? Aici mă ascund. Nu și te ascund. Nu, nu! Vedem aici și prin partea alta. Da, tu să te vedească să fie. Dar crezi că ne-ai văzut? Nu știu, pe alții tensiune acum. Sunt prost, eu acum am realizat că pe aici sunt o grămadă de piscine și Saica a avut piscină și Zidea a avut tot piscină. Nu cred că trece. Acum ne riscăm să vedem dacă, deci dacă trece fix acum când schimbăm blocul, suntem fraie. Eu simt că Robi o să vină în cei moment la piscina asta. S-ar putea să fie pe undeva pe aici. Mergem după ei, țineți-vă bine. Eu nu cred că mă ține pe mine, sincer. Nu, eu nu cred, eu zic să nu te pui. S-a dus la piscină, cred. Cred că o să-mi vin cam obvious, dar... Vede bine, Robi. Probabil ai dreptate. Suntem bine, bun? Bine, bun, geniu al hide and seek. Nu se pune nimeni. Bă, de fapt, hai să trecem de unde început să vedem ce e acolo. Da, e acolo și ne prinde. Nu, nu cred, bă, mâna am foc a plecat. Dacă ne prinde aia, e vina mea. Ce m-am speriat de omul ăla. A fugit un om la o mașină. Hai să nu mai stăm pe loc. Unde trebuie să mergem? Sigur nu aici, în mijlocul drumului. Îl caut pe el cu privirea. Nu vine să crede, nu s-au vine să credeți unde s-a ascuns să ai și să dea. I-am văzut, știam eu că sunt la piscina asta, bine că m-am întors. Să atenți că-i sperii. Hei, i-am ajutat să vin acolo. Se pare corect, de ce ai venit pe acolo? Nu e corect. Era să trec de piscina asta și mi-am adus aminte că aici e o piscină. Dar de ce v-ați ascuns amândoi? Pentru că eu am luat-o în psihologie inversă și asta e cea mai aproape piscină de unde am început concursul. Și dacă era să luăm logic, nu ne ascundeam în cea mai aproape piscină pentru că prea obvious. Am jucat Fortnite împreună, am fost cel mai bun. Dar crezi că nu mă așteptam să fie aici? Acolo, în parcare, jos. Asta e o regulă nescrisă. Acum că v-am găsit pe voi, voi să mă ajutați pe mine să-i caut pe restul? Noi suntem primii, de tot timpul între ultimii. Ai spus că vii cu trotineta. Am uitat de trotineta. Cred că cineva ne-a dat în gât. Da, probabil. Pain că a venit în urmă spatele nostru, 100%. A, deci e pe aici. Acum este în parcare. Așa o apă. Și o napolitană și o apă. Frumos. Și acum uităm dacă putem să stăm undeva jos, gen ceva, o băncuță, ceva. Dacă nu, o să stăm pur și simplu așa, să vorbim, gen. Dacă o să ne găsească Robi, suntem efectiv în mijlocul cartierului.
cartierului, da. Într-o zonă din aia așa super aglomerată. Probabil se gândește acum, subterană ceva. Ne așteptăm pe Robi să vedem dacă o să ne găsească. Au trecut 20 de minute, băieți, și noi am ajuns după piscină. Vreau să mă duc, nu știu cât de departe merg, că nici ei nu cred că au chef să se ascundă la mama dracu, pe bune. Așa că eu mai verific parcările, dar ei stau în spatele meu, nu pare că e foarte de ajutor, sincer. Dacă n-are ochelarii. Nu văd la jumătate metru. Bun, deci ne-am întâlnit și cu mama lui Zburând pe drum. Da, am parcat aici, o parcare aici ascunși între mașini, frumos, nu o să ne găsească vești pururi. Amin, așa că o să stăm acum frumos, lăsăm scaunul pe spate și trimitem o poză la Robi, unde suntem. Bun, asta este poza pe care o să o trimitem la Robi. Să vedem dacă o să ne găsească. Cei care au avut piscina au fost găsiți, deci o locație e jos. Bun, băieți, au trecut deja vreo 10-15 minute și deja încep să mă plictisesc, să-mi fie cald aici în mașină. Cred că o să mă las așa mai pe spate și cred că mă și culc, ești nebun, prea bine stau. Să închid geamul oare? Sau să nu-l închid? Bă, nu răspunde pe ei, vreau să-l sun să-i cer un indiciu. Așa, să văd cum o să-mi pun picioarele. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Perfect, băieți. Hai să ne relaxăm un pic până ne găsește Robi, că de fapt oricum nu o să ne găsească niciodată. Fraților, mă sună Robi. Hai să vedem. Da, Robi. Bă, ce faci? Uite bine, stăm tu? Cum adică stăm? Cu cine ești? Cum adică cu cine sunt? Ah, mă rog, da, e o întrebare proastă. Bă, dă-mi un indiciu, unde ești, că să-mi bag picioarele, am găsit pe site și ideea. Și nu mai găsesc pe nimeni. Am ajuns aproape de lac. Deci vrei un indiciu? Da. Pentru a afla unde suntem, da? Păi, fii atent, văd multe mașini. El se ascunde în parcare, gen. Da, cam atât, te descurci, pa. Ce indiciu? Multe mașini. Ce indiciu puteam să-i mai dau? Stai că mă sună cineva. Mă sună Sebi pe FaceTime. Sebi, ce faci? Uite, te aștept, mă ascund, tu ce faci? Ce? N-am înțeles nimic. Mă ascund, dorm. Tu? Bine, unde, unde? Nu, nu unde. Dă-mi un indiciu, stai că pleacă site. L-ai găsit pe site? Da, și pe gagica ta. Dă-mi un indiciu. Stai că n-arată ceva. A, ești la lac, hai, pa. Pa, nu, nu-s la lac. Bă, mere, dacă pijesc o să mă doară rău. Robi! Că vreau să pigi, Robi! Nu pigi! Robi, e parcă asta! Luna în mine, măi, că pigi! Hai să alergăm un pic, să ajungem la casele de la lac pe care le văd acolo. Să luăm pe Sebi, vezi? Face lac. Încă o chestie, dacă nu o să ne găsească în 10 minute, o să-i mai dau un indiciu. Odată ce găsește pe cineva, îl ajută și celelalte persoane să ne găsească. Cred că da. Da? Mhm. Ah, ok. Și zic să nu fim a doua. Dar el nu știe că m-am ascuns cu tine, nu? Cred că știe că ne-a picat la amândoi parcare. Nu? Ah, ok. Credeam că știe. Dar oricum, dacă te vede pe tine primul, eu am fugit. Ah, mulțumesc. Sebi e în mașină, să știi. Deci ne uităm după. Pare să-l sunăm pe FaceTime când îl găsim. S-a venit aici că știa că sunt anxios și că mi-e rușine să filmez. Dar scuze, sunteți ceilalți? Nu ne-am întâlnit cu nimeni. Mi-e frică să ne apare, Dumnezeu. Nu vreau să-ți dea jumpscare. Nimeni nimic, Robi, când ne găsește. Nu știu dacă ne-au dat țeapă copiii aia. Unde-i zbur? Ăsta e creier mare. Probabil s-a băgat într-un grup de oameni. Mai e un alt ponton în cosmos? Zbur? Nu e zbur. Bă, ce țeapă ne-au dat copiii aia. Bă, hai înapoi după Sebi, că degeaba stăm aici, că nu găsim nimic. Eu cred că armata mea de copii i-au spus lui Zbur că venim după el și a fugit de aici. Cred că i-au zis la un copil să-i zică când te vede că e aici. Da, ca să mă troleze. Bă, cât de creier e Zbur, dacă a făcut asta, nu vine să cred. O, l-ai văzut pe Robi? Încolo plecă, da? Nu. Să cu niște copii cu bicicleta după el. Deci fii atent, n-ai văzut, n-ai auzit nimic, nu știi cum mă cheamă, nu știu unde sunt, ne-am înțeles? Da. De degețelul. N-ați văzut nimic, n-ați auzit nimic. N-ați văzut pe Zbâr pe la ponton, frate. Deci din apelul de pe FaceTime vedeam o casă, deci Sebi trebuie să fie pe partea asta. Dar nu-i nimic aici. Bă, eu nu cred că-l găsim. Uite ce echip am. Mă sună Pain. Ce vrei, mă? Ai mai găsit pe cineva? Acum îl caut pe Sebi. Ah, vrei să-ți mai dau un indiciu? Ia mai dă-mi un indiciu. Au mai venit mașini, nu? Au mai venit mașini. Suntem într-o parcare. Prostule, știam asta, ți-a picat la roată. Ah, da, așa-i. Sunt aproape de supermarket. Ah, ok, gata, te pup, știu unde ești. Bine, pa. Habar n-am unde. Sunt un pic prost pentru că mi-am setat un target să-l caut pe Sebi și nu m-am uitat de rest și nu mai știu exact linia, știu că era la un copac. Nu m-am uitat după copac, sincer. Așa, băieți, deci ne-am mituit acolo căutătorii și o să ne punem în terasă. Ne prinde, nu ne prinde, dar măcar nu ne chinuim. Am fost, dracu, prin toți boscheții, prin catacombe, pe la dracu să-l ia, pe la dracu cu cărți am fost. Stai și noi liniștiți acum. Mângă el, saic. M-am speriat. Mângă el. Bă, cât de superb e, nu vine să cred. Deci, efectiv, ne-am plictisit, îl așteptam pe Robi de 45 de minute și mă plictisesc. Nu mai știu ce să fac. Ne-am învârtit pe aici, ne-am plimbat. Da, să vine și să ne găsească o dată, că sunt de mare cartierul ăsta, sincer. Băi, e o capcană. Asta vrea să se tragă mai în spate ca să-mi bag eu mâna acolo și să mă muște. Nu vreau. Până ne găsește Robi, eu o să mă pun să editez, că și eu stau degeaba. Băi, cel mai bun loc este ascuns fix sub nasul lui, bă. Da. Poți crezi? Nu de loc. Da, nu, n-am fost în catacomb de la dreptul să ne ia. Ce e greu e că toate casele seamănă. Eu acum sunt în zona lacului și mă duc pe la fiecare casă din asta galbenă. Și stau și mă uit după el și nu-l văd. Și l-am găsit. Hai să-i răspunde.
nu. Ce cauți aici? Ce cauți aici? Am mers la fiecare casă de la lac. Acum că te-am găsit, ștene și pune și tu plimbă-ne cu mașina. Să căutăm oameni. Iată, du-ne la mult, că acolo e pe ei. Uitați. Eu zic să ne mutăm din cotul ăsta. Nu, hai să stăm jos pe bordura asta. Nu, atunci o fie și mai obvious, cred că. Păi nu, că așa ne vede capul. Uite dacă ăla e. Nu e ăla, nu? Mamă, m-am speriat. Nu, eu zic să ne punem pe bordură. Bine, bine, hai. Te-ai văzut pe ceva când te ascundeai? Băi, eu m-am întâlnit random cu Monica. Monica nu joacă. Cum ai ajuns aici? Că, bă, nimeni nu știe de locul ăsta. M-ai sunat pe FaceTime, da. Și am văzut casele, că gen, era la casă cu garaj. Am venit la toate casele de aici. Cu Dona la mult, că știu că e Peine pe acolo, că s-au întâlnit ei cu el. De amuzant ar fi să-l găsim pe Peine acum pe drum și să țipăm la el. Să se rog de el. Știi unde e? În spatele mulului. Am curat să jur. Un prieten ne-a așezat pe bordură, hey. Să nu ne vadă Robi, că nu o să vină să ne caute. Să fie puțin mai greu. Nu? Da, 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 să mai așteptăm încă o oră. Salut, Robi. 100% pe aici. Aici nu. Trebuie să te ieși din cu noi. Uite-l! Fugiți! Ce faci, mă? Sper chiar la ponton sau v-a plătit să-mi zice că e la ponton? Am văzut că era acolo, dar cred că a plecat, era la el. Robi, ne-ai găsit și tu în sfârșit după o oră. Ți-am dat cele mai bune indicii. Mașini. Și tu aveai ascunzătoarea parcare. Toate spicase parcare. Ți-am dat al doilea indiciu. Că-s lângă un supermarket. Bă, parcă e altă viață cu echipa așa mare. 2, 4, suntem 6 oameni, băieți. Nu are un copac. Ce-i pica să-l zbâri la roată? Partener. Partener de șef cu Miriana. Da. Deci mai sunt ei 3 de găsit. O să fac un story să-l caut pe zbâr, pentru că mi-e destul de greu. Plus că dacă îl găsesc pe zbâr, o găsești pe Miriana. După aia mai am doar pe Lino și câștig concursul. Și voi follow pe Instagram dacă n-ați văzut încă story-ul, că poate apareți într-un video și mă ajutați mai departe. Am nevoie de ajutorul vostru neapărat. Filmez acum un vlog și trebuie să-l găsesc pe zbâr. Dați-mi mesaj cu unde te ascunzi. Ia uite, bă, eu cu ceata de pitici. Eu cred că ne descurcăm mai bine dacă n-ați venit toți după mine. Că vă iubesc pe toți, dar ne despărțim puțin. Știam eu că o să am succes dacă aplic planul meu. În poza de la zbâr. Uite mustangul verde. Mustangul verde, e la el acasă. Bă, de ce m-ați mințit, mă, că e la ponton? Nu să zici. Uite în versacole lui zbâr. Uu, ce m-am speriat. Știi, eu avem pe Miriana și pe zbâr. Am crezut că te induc în eroare. Nu știam că te prins că e ăla. N-am câștigat. Nu, mai e Lino. Că de-aia ți-am dat poza să te prinzi unde sunt. Trebuie încă ultimul. Unde te-ai ascuns, mă? Parcarea unde te-ai ascuns tu în vlogul meu când ai câștigat. Da, hai de zi. Și tu n-ai mai câștigat, dacă n-am câștigat. M-a lăsat toată echipa mea, am rămas singur. În spion nimic, nu mai am încredere că m-au mințit că zbâr e la ponton. Și trebuie să ajung la Lino acasă și ghici ce? Am mașina, trebuie să merg pe jos. Vrei să-mi dai bicicleta ta? O rup! Fiți atenți, băieți, ajunge la Lino în 3, 2, 1 și... Zaic! Mă întorc după el. Bă, m-ai lăsat acolo, vă scuze. Ai trișat. Da.